Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar, iar astăzi la Educație pentru Cetățenie Democratică vom descoperi împreună ce este votul și pe cine votăm în România. Te-ai întrebat vreodată de ce părinții tăi merg la vot sau la cât timp votează? Crezi că este important ca cetățenii să-și exercite acest drept? Tu ai votat până acum? Astăzi vom descoperi împreună răspunsurile acestor întrebări. Votul reprezintă exprimarea opiniei cetățenilor unei țări față de alegerea reprezentanților pentru o perioadă de timp. Votul a apărut în Grecia antică, în orașul stat Atena, astăzi capitala Greciei. În Atena, puterea aparținea demosului, adică poporului, iar oamenii puteau să-și aleagă în mod direct conducătorii și să voteze legile. Însă era o democrație incompletă, deoarece femeile, sclavii, străinii nu aveau dreptul de vot. Astfel că în epoca modernă a apărut democrația reprezentativă, iar cetățenii puteau să-și aleagă reprezentanții independenți sau organizați în partide politice. În numele cetățenilor, aceștia votau legile și uneori conducătorii. De-a lungul timpului au existat două tipuri de vot. Votul cenzitar. Votau o anumită categorie de cetățeni, fie cei cu venituri mari, fie cei cu proprietăți sau cei care aveau anumite profesii, și votul universal, prin care toți cetățenii aveau drept de vot. În România, astăzi votează toți cetățenii care au împlinit vârsta de 18 ani. Conform Constituției, votul în România este universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Pe cine credeți că aleg oamenii din imagine, respectând, bineînțeles, caracteristicile votului? Ei bine, ei pot să aleagă primarii și consilierii, deputații și senatorii, președintele țării și europarlamentarii. Ce trebuie să știm despre sistemul electoral românesc? Trebuie să cunoaștem tipurile de alegeri din România. În România există alegeri locale și județene, sunt aleși primarii și consilierii cu un mandat de 4 ani, vârsta minimă a candidaților de 23 de ani. În cadrul alegerilor parlamentare sunt aleși deputații și senatorii, tot cu un mandat de 4 ani, vârsta minimă a deputaților este de 23 de ani, iar a senatorilor de 33 de ani. De asemenea, în cadrul alegerilor prezidențiale este ales președintele țării, cu un mandat de 5 ani, cu vârsta minimă de 35 de ani. Iar pentru că România este stat membru al Uniunii Europene, au loc alegerile europarlamentare, europarlamentarii fiind aleși odată la 5 ani, vârsta minimă a candidaților este de 23 de ani. Având în vedere că prezența la vot în România este mică, credeți că votul electronic ar schimba acest lucru? Scrie pe caiet cel puțin un avantaj și un dezavantaj al votului electronic. Tu ai votat vreodată? Sigur că da. În fiecare an ai participat la alegerea șefului clasei sau la alegerea membrilor Consiliului Școlar al Elevilor. Discutăm împreună cu colegul de bancă dacă au fost respectate caracteristicile votului, ce le-am menționat anterior. Analizează calendarul următoarelor alegeri și stabilește la care dintre acestea vei putea participa și tu. Fii pregătit! La revedere!